Vă salut, prietenii mei. Vă salut pe toți cei care ați fost și sunteți de viață lângă mine. Vă salut și pe cei care încă n-am apucat să ne cunoaștem. Îmi salut toată familia, o parte din familia mea, o parte mare, poate nu o văd de mult timp. Pentru că am meseria de așa fel care de multe ori stau departe de copiii mei, văd foarte puțin să pot să le aduc o pâine acasă. Asta e viața. Trebuie să pierdem ceva ca să câștigăm altceva câteodată. Mă scuzați că poate am început așa brusc, cu, nici nu știu, sunt puțin obosit și nu știu dacă am început bine sau nu, dar ceea ce știu e că ce vreau să spun e din toată inima mea. Mă gândeam la ceva mai devreme, că noi toți oamenii trebuie să fim la fel. Nu contează că altul e român, că e țigan, că e bogat, că e sărac, că e infractor, că e polițist. Aici gândiți-o voi cum vreți. Aș vrea să mă audă toată lumea, până și copiii mei, aș vrea să mă audă și toți. O idee mi-a venit. De mult timp mă gândesc, dar nu găsisem un fel de exprimare încât să pot să mă fac înțeles pentru noi toți în același timp. Mă, oameni buni, eu nu prea am cerut ajutorul nimănui. Mulțumesc Dumnezeu, dacă am cerut, am cerut doar la Dumnezeu și m-a ajutat mereu. M-a vindecat când mi-a fost rău. M-a făcut să trec peste problemele care am avut, când mi-a murit nevasta, când mi-a murit fratele, când mi-a murit tata. Mulțumesc Dumnezeu, mi-a trimis-o în cale Dumnezeu pe Roxana mea, mai am 3 copii, deci tot îmi dă puteri și puteri să pot să trăiesc. Mă iertați, nu știu, dar poate două dintr-una altă, dar orice aș spune, aș vrea să fiți în sufletul meu măcar. Și noi ăștia care ne-a dat un dar Dumnezeu mai mare, de multe ori trebuie să avem niște mesaje care să ne folosească tuturor. Tuturor, nu mai mie și familiei mele, sunt întregului pământ, dacă se poate. Sunt niște vremuri foarte grele, nu ne dăm seama, glumim, râdem. E bine că putem așa, dar avem nevoie să realizăm la un moment dat niște faze importante pentru a controla niște situații care poate să ne țină copiii bine. Și atunci trebuie undeva, cumva, să ne adunăm, să ne concentrăm și cu gândul la Dumnezeu să începem să comunicăm între noi oamenii și ca familie și între oameni care nu-i cunoști. Nu e greu să-l salut și să-i spui ceva, dacă îl simți că nu știe, să-l ajungi, că poate tu afli înainte și trebuie să-l informezi pe el. Oameni buni, uite, din momentul ăsta, alții sunt, au 10 lei tot ai în casă, o pâine, 2, 3 tot ai în casă, alții au zeci de mii de dolari, alții au 100 de milioane. Credeți-mă, eu nu sunt bogat, eu sunt bogat că am copii și că am puterea asta să spun ce spun acum. Asta e bogăția mea. Asta ar fi cea mai mare bogăție a mea, să fiu tot timpul cum sunt acum. Că eu am foarte multe greșeli și îmi pare rău. Acest dar mi-a dat Dumnezeu, mie nu trebuia să greșesc niciodată, dar am greșit din cauza la prostii, la băutură, la știți voi, la orice, care mă rog la Dumnezeu să scap de toate prostiile astea odată și să-mi văd de viața asta care trebuie să fie doar cu parte dumnezeiască. Parte dumnezeiască, atât. Gânduri dumnezeiești, atât.